Mircea Rednic a prefațat meciul împotriva celor de la Botoșani, care va avea loc vineri de la ora 18:30. Până atunci, jucătorii Bătrânei Doamne au fost în câteva școli din oraș pentru a promova partida în rândul micilor fani, iar câțiva dintre ei au fost prezenți la conferință. Meci important, putem să trecem pe primul loc în play-out și ne dorim acest lucru și sunt fer convins că în primul rând să jucăm bine, să ne creăm ocazii și să luăm cele 3 puncte. Avem un adversar care vine cu moral bun după ce au câștigat ultimul meci. Trebuie să fim realiști că de când a venit Andone, echipa lor e mai bine organizată, au o posesie destul de bine și își creează foarte multe ocazii. Tehnicianul a vorbit și despre posibilitatea ca echipa sa să joace fără suporteri ultimele partide de pe teren propriu. Rednic speră la o decizie favorabilă mâine la comisia de recurs. Să ne rugăm la Dumnezeu și așa mâine și de seară, toată noaptea și să vedem mâine, poate avem o surpriză. Au fost foarte multe mesaje din partea oamenilor de fotbal, ok, s-a greșit, să plătească cine a greșit, dar cu limite, adică să nu stricăm ceea ce e frumos, spectacolul. Spectacolul îl fac și echipele, dar și suporterii.